Investițiile realizate în structuri de cazare din zonele balneare, în centre de relaxare și tratament, au schimbat percepția că zona balneo este destinată numai persoanelor cu diferite afecțiuni. Acum, în hotelurile cu baze de tratament de la malul mării, vin și tinerii, dar și familiile cu copii. Cristina vine pentru a treia oară în baza de tratament de la Eforie Sud. Are probleme cu spatele, iar anul acesta și-a adus și fica. E greu, dar e pentru sănătatea mea. De ce ați ales Eforie Sud? De ce ați ales un complex balnear? Împăcați cumva și sănătate? Sunt foarte bine aici și am revenit. Este excepțional. Și cazare, și sportul, și procedurile, totul. Câte la ani? Al treilea. Sunt operată pe coloană și am o pareză pe picior. Câte zile stați aici? 11. Și zilnic la tratament? Da, da. Baza de tratament de la Eforie Sud oferă condiții de cazare de 3 stele, iar în tariful pe care îl plătesc turiștii, beneficiază și de tratamente gratuite, pe lângă cele pentru care au trimitere de la medic. Proceduri de electroterapie, proceduri de hidroterapie, care include bazinul, care este cu apă sărată din lacul Techirghiol, căzile de duș subacval, unde se fac dușurile subacvale, sunt niște dușuri cu presiune care sunt de relaxare a musculaturii și sunt foarte plăcute, așa? Băi de plante, băi cu bule. De departe însă cel mai căutat loc de pe litoral este Techirghiol. Sanatoriul de aici oferă adevărate cure de sănătate. Nămolul sapropelic și apa sărată a lacului Techirghiol, climatul marin cu acțiune stimulatoare, aerosolii naturali, plaja și apa mării, valoroasele izvoare de ape sulfuroase mezotermale, toate atrag anual sute de turiști din țară, dar și din străinătate. Este cabinetul dedicat procedurii numită magnetoterapie, care este o procedură extrem de utilă în tratamentele de recuperare pe care le aplicăm aici la Techirghiol. Este o procedură de electroterapie cu foarte multe beneficii pentru pacient și care se asociază la terapia cu factor natural. Vin de 4 ani și sunt foarte mulțumită. De ce la Techirghiol? Pentru că este o stațiune foarte bună, cu efect terapeutic pe boală artrozică. În ultima perioadă, sanatoriul a înregistrat o sezonalitate echilibrată în toate anotimpurile față de anul trecut în aceeași perioadă. Avem în plus 11.000 de zile de spitalizare, ceea ce nu este o cifră prea mică. Avem și turiști străini care vin? Da. Avem foarte mulți turiști străini, din ce în ce mai mult. Vacanțele de sănătate încep așadar să devină o alegere tot mai frecventă pentru cei ce doresc să-și păstreze sau să-și îmbunătățească sănătatea, să se relaxeze, dar și să prevină îmbolnăvirile.